A fost această perioadă de pregătire din Austria, în care după o scurtă perioadă s-au alăturat și jucătorii care au fost la echipele naționale. Am încercat să pregătim foarte bine acest prim tur din Champions League, care este extrem de important pentru noi. Și chiar dacă adversarul, pentru unii este, sau mă rog, pleacă cu a doua șansă în comparație cu noi, eu cred că campioana Bosniei nu poate să fie o echipă care să nu ne pună probleme, de aceea cred eu că trebuie să fim foarte, foarte atenți. Pare mai accesibil, adversarul din turul următor? Da, dacă e să ne uităm la ce se întâmplă în turul următor, da, dar întotdeauna când îți faci calcule, niciodată nu ies. Așa că cred că trebuie să rămânem foarte concentrați pe primul tur cu Banja Luka. Și Modica își pune singur presiune, el vrea reprezentare internațională la nivel înalt. E normal să stabilești obiective, acum probabil este un obiectiv pe care clubul nostru l-a îndeplinit în, să zic așa, în ultimii 4 ani, de când suntem noi acolo. Pe undeva așteptările sunt să continuăm pe aceeași linie, dacă nu mai sus, și poate că din această cauză și-a stabilit anumite obiective. Și adversarii, dar și specialiștii din fotbal vă văd principal favorite pentru nou titlu. Mai e entuziasmul ăsta? Da, am văzut-o la jucători, la antrenori anul trecut, o dorință mare să câștigăm pentru a 4-a oară consecutiv. Sunt anumiți jucători în vestiar care, au deja 5-6 titluri de campion și mărturisesc că nu e niciodată destul, că cu asta se hrănesc, cu asta pornesc în fiecare zi la antrenamente și asta e un lucru bun pentru noi. E frumos să te bucuri și după acest sentiment cred că tânjim cu toții la final de sezon. Și Modică mai vrea și el unul, bănuiesc, are decât unul singur în care... E normal, ne ambiționează. Ați mizat și pe ambiția asta lui? E normal, e firesc să fie așa. Pentru Edi a fost primul, și Modică mai vrea unul, vrea să câștige și cu CFR Cluj un campionat. E normal, uite, sunt factori care ne motivează și mai mult. Vă avantajează programul? Începeți cu o nouă promovată, dar și acolo sunt ambiții mari. Adrian Mutu, Craiova... Da, noi venim după meciuri din preliminarii Champions League. Nu suntem, să zic așa, la un program de ciclu săptămânal normal. Vom fi între partide. Niciodată un meci cu o nouă promovată nu este ușor, pentru că ambițiile sunt mari. Și, așa cum am spus-o și în sezonul trecut, n-au fost meciuri ușoare. N-au fost meciuri ușoare deloc, nici cu echipele mici, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat, au fost surprize foarte multe și cred eu că trebuie să acorzi o maximă atenție, mai ales în debut de campionat. Cât contează că se va juca din nou cu spectatori? Există emulație în Cluj? Se vând abonamente sau cere de bilete? Pentru noi enorm, pentru că suporterii au fost întotdeauna lângă echipă în această perioadă. Ne-au lipsit foarte mult în acest ultim an și vă dați seama că am resimțit oarecum cu bucurie reîntâlnirea cu suporterii sărbătorind al 4-lea titlu consecutiv în ultimii ani și al 7-lea din istoria clubului. Au fost momente frumoase pe care sper să reușim să le avem în continuare în gruia. Cu cine luptați pentru noi? Cred că lucrurile nu s-au schimbat. Echipele care au fost anul trecut în lupta pentru campionat vor fi în continuare și anul acesta. Ați văzut, Botoșaniu a pus mari probleme echipelor din față. Sepsi a fost o surpriză plăcută pentru play-off și echipa care a pus... și-a pus amprenta în lupta pentru titlu foarte mult. Craiova FCSB rămân în continuare favorită și ele la un nou titlu, mai ales că au făcut, și ele anumite transferuri. Adică, cred că mare lucrurile vor rămâne la fel ca și în sezonul precedent.